Salut, sunt Cristi Jiborean, mă aflu la fermele de gazon Luna și astăzi o să vorbim despre trei lucruri pe care nu trebuie să le omiți în această toamnă. Nu trebuie să le omiți, de fapt, nicio toamnă în acest sezon. Vorbim despre fertilizatul de toamnă și vă recomandăm Greenax Premium de toamnă. Este un îngrășământ cu eliberare controlată, are efect pe circa 3 luni de zile. Doza de administrare este de 3,5-4 kg la 100 de metri pătrați. Știți, avem un ritm mai ridicat de creștere a gazonului decât în perioada de vară. Ca să susținem acest ritm de creștere, avem nevoie de azot. Greenax Premium de toamnă are un conținut ridicat de azot, are 13% azot. Lucru care face să aveți un gazon cu culoare intensă, un gazon verde, cu densitate plăcută. Pe lângă azot mai are și potasiu, mult potasiu, 26%, fapt care îl face și pregătește gazonul pentru intrarea în sezonul rece, îl face să nu sufere deloc sau aproape deloc la stresul termic din perioada iernii. Mai are și oxid de magneziu, 3%, care susține activitatea clorofilei și care susține funcțiile fiziologice ale gazonului. Cum ziceam, 3,5-4 kg la 100 de metri pătrați, fertilizați, după care udați foarte bine. Al doilea aspect important și pe care vă recomandăm să-l faceți toamna este supraînsămânțarea gazonului. Din diferite motive, poate a fost bolnav în vară, a suferit din cauza stresului hidric, termic, s-a defectat sistemul de irigat, nu aveți densitatea dorită la gazon. Toamna este anotimpul și sezonul perfect pentru supraînsămânțat din mai multe cauze. Scad temperaturile, semințele germinează mai repede, solul este încă cald, spre deosebire de primăvară, când ieșim din iarnă și avem solul rece, avem sol cald care permite germinarea rapidă a semințelor și toate condițiile sunt întrunite ca operațiunea de supraînsămânțat să fie o reușită. Recomandare, tundeți cât mai scurt gazonul înainte de supraînsămânțat, puteți și scarifica, mai ales atunci când faceți un scarificat cu lame, se formează niște șanțuri în care semințele se pot așeza bine. Și alt aspect foarte important, ca semințele să poată germina, să avem operațiunea asta de supraînsămânțare să fie o reușită, trebuie să le acoperim cu un milimetru, cu 2 mm de substrat, astfel încât să creăm mediu ca aceste semințe să poată germina. Cu ce acoperim semințele? Cu pământ special de gazon, cu nisip amestecat cu pământ, nisip cu turbă, nisip cu mraniță. E important ca aceste semințe să fie acoperite. După ce am făcut și operațiunea, să zicem așa, de top dressing, se recomandă udatul. Avem semințe care germinează, au nevoie de mai multă apă decât gazonul matur, și atunci trebuie să udăm în reprize mai multe, în reprize mai dese, chiar dacă folosim norme mai mici de apă. Asta până când semințele răsar, se înrădăcinează și pe urmă ajung mature și se descurcă mai departe. Al treilea aspect pe care îl recomandăm toamna e să reducem înălțimea de tuns. Avem un ritm mai crescut, avem densitate și vrem să obținem o densitate bună, putem să coborâm înălțimea de tuns. Coborâm înălțimea de tuns, favorizăm și dezvoltarea sistemului radicular. La intrarea în iarnă vrem să avem rădăcini sănătoase, rădăcini viguroase, și obținem acest lucru prin reducerea înălțimii de tuns. Alt aspect, avem lumina mai puțină, poate să ajungă la baza firelor. Dacă avem umiditate mai multă, scăpăm de
instalarea mușchiului în gazon. Dacă vara nu avem această problemă, în schimb, toamna se poate instala mușchiul, avem și umbră mai multă, lumină mai puțină, umezeală mai multă, tundeți mai scurt și scăpăm și de acest aspect. La orice comandă de produse pe site-ul Gazon Luna, primiți cadou o cartelă gradată cu care puteți măsura înălțimea de la care tundeți gazonul. O puneți între firele de iarbă și vedeți cu exactitate înălțimea la care tundeți. Puteți, cum vă ziceam, să coborâți în funcție și de speciile de gazon, în funcție și de destinația gazonului, să coborâți undeva la 4, 5, poate maximum 6 cm în această perioadă.